Vreau să arăt care este echipamentul nostru. Inițial am avut măști care erau similare cu asta care o port eu. Erau cu cutatură, adică cât de cât erau decente. Îmbolnăvirile care sunt registrate în rândul personalului medical, specialiștii au scos în evidență câteva aspecte esențiale. În primul rând, există și breșe în utilizarea echipamentului de protecție individuală. China, de 55 de lei, costă 70 de cenți, dolari, nu euro cenți. Asta în banii noștri ar însemna 70 de cenți, ar fi vreo 12-13 lei. Prin această adresare și prin această suspendare, guvernul nu poate, nu are dreptul să achite 2775 de lei ajutorul de șomaj. Vreau să vă spun că avem deja mii de oameni înregistrați. Am convocat Comisia Situație Excepțională pentru a examina situația creată și pentru a lua deciziile necesare pentru ca să nu suspendăm, să nu oprim acordarea suportului. Fiind spitalizată pentru o intervenție chirurgicală, m-am infectat în spital de COVID. M-au externat acasă. Asta este greșeală. Salut, prieteni! Sunt Belousov Stanislav și, ca întotdeauna, vin să vă prezint cele mai interesante, după părerea mea, știri ale săptămânii. La fel, tradițional, voi încerca să mă împart cu dumneavoastră cam ce se ascunde printre rândurile unor declarații și fapte ale unor politicieni care s-au evidențiat făcându-le. Azi vom vorbi despre echipamente medicale care, practic, mai bine de o lună, așa și nu pot fi aduse în țară, iar din cauza lipsei lor, practic, o treime din numărul total de infectați sunt medici. Vom vorbi despre declarațiile primarului de Bălți, care ne dezvăluie cum Dodon, Chicu și compania încearcă să profite din urma importului de echipamente medicale, iar în încheiere despre suspendarea legii 56 din 4 aprilie 2020 de către Curtea Constituțională, privind instituirea unor măsuri de susținere cetățenilor, prin care guvernul Chicu și-a asumat răspundere. Și cum adevărul a fost întors împotriva oponenților politici, pe care guvernul încearcă să-i facă țapi spășitori. Deci, să mergem la treabă. Republica Moldova este pe primul loc în lume la numărul de medici infectați. La moment sunt confirmate 390 de cazuri. Când numărul de medici infectați ajunsese la 60, ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu și directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Nicolae Furtună au declarat că numai 3% din ei au fost infectați la locul de muncă. Azi, cum am mai spus, deja avem 390. Dumbrăveanu nu și-a schimbat retorica. O ține pe varianta veche și afirmă că din ei doar 29 s-au infectat la locul de muncă și asta este vina lor întrucât nu ar fi respectat regulile de utilizare a echipamentului. Vreau să vin cu o informație vis-a-vis de măsurile de protecție individuală a personalului medical, îmbolnăvirile care sunt registrate în rândul personalului medical. Specialiștii au scos în evidență câteva aspecte esențiale. În primul rând, există și breșe în utilizarea echipamentului de protecție individuală. Foarte mulți atrag atenție cum se echipează și mai puțin atrag atenție ulterior când se dezbracă, cum trebuie să respecte aceste reguli la înlăturarea acestui echipament de protecție individuală. Deci, oameni buni, nu este vorba despre faptul că echipamentele lipsesc. Nu este vorba despre neglijența conducerii ministerului și ingineri a guvernării, dar problema este în medici care nu folosesc corect echipamentele pe care nici măcar nu le au. Azi în farmacie lipsesc niște lucruri elementare, ca mănuși și măști de protecție, nemai vorbind de alte echipamente. Doamna ministru își apără conducerea și nu ultimul rând funcția sa. Pe lângă aceasta, Dodon a promis medicilor care s-au infectat la locul de muncă o compensație de 16.000 de lei. Iată vouă și motivul de ce ei nu ne dezvăluie adevărul. Iar în realitate, situația în spitale este dezastruoasă. Practic 90% de personalul medical s-au infectat la locul de muncă, dar tac, pentru că sunt amenințați. Asta e un show groaznic al guvernării socialiste. Însă noi cetățenii știm adevărul și avem dovezi că medicii se infectează de la pacienți, iar apoi chiar însăși medicii devin purtători de virus și infectează pacienții care vin la spital cu alte probleme de sănătate. Ca exemplu, vă prezint un video a unei paciente de la spitalul din Soroca care a spart tăcerea și a descris ce se întâmplă în acel spital.
Eu sunt o pacientă testat pozitiv la COVID, datorită faptului că autoritățile din deal de la spital au ascuns faptul că erau medici infectați cu COVID, fiind spitalizată pentru o intervenție chirurgicală, m-am infectat în spital de COVID. M-au externat acasă, asta este greșeala și cu toată responsabilitatea îi asum această vină doamnei șefii de spital, care a comis, eu sucut asta, o crimă, permițându-ne la toți pacienții care am fost în contact cu medicii și am avut posibilitatea ca să fim infectați, să părăsim spitalul, și a creat acest focar care este la moment în Suroca. Încă o dovadă este cazul de la Fălești. La data de 10 aprilie, din 8 persoane testate pozitiv cu COVID-19, 7 au fost medici, iar un medic pe nume Eugen Cebotari, care activează în serviciul de urgență Chișinău, ne-a povestit cum sunt dotați medicii de pe ambulanță. Să-l ascultăm! Și aș vrea să fac o mică declarație referitor de echipamentul nostru. Adică doamna ministru a afirmat că noi am fost mereu echipați, că au fost și măști, și costume, și într-un fel că s-o subînțeles de multe mai declarații, că noi singuri cadre medicale. Putem răspundere de faptul că ne-am infectat. Vreau să vă arăt care este echipamentul nostru. Inițial am avut măști care erau similare cu asta care o port eu. Erau cu putator, adică cât de cât erau decente. După care am fost dotat cu măști sute din bumbac. Măști care n-au nici putator, care sunt pe oasă. Le îmbrăcam câte două când ne ducem la chemare. După care am fost dotat cu, adică astăzi, am fost dotat cu așa măști. În așa material. Nici nu respiră, că intră un singur strat. Nici fixator, n-are nimic. La stațiune s-a sătuit să îmbrăcăm câte două măști. Asta este a doua mască, adică eu n-am nici împotrivă mască ca toate măștile, dar precis nu-i pentru pacienți cu COVID. Mănuș. Inițial am avut două perechi de mănuș. Una era culoare albastră, care era elastic, și a doua îmbrăcam pe ce este din vinil. Ochelari. Ochelari sunt ca la toate stațiunile, adică vreau să afirm că situația care avem acum nu este doar la noi, este la toate stațiunile. Ochelari suntem rugați de fiecare dată să-i păstrăm, adică noi intrăm în contact cu pacienții, respectiv ochelarii ar trebui să fie aruncați împreună cu tot costumul. Din păcate, noi suntem rugați să aducem ochelarii înapoi la stațiune, ei sunt dezinfectanți și îi purtăm a doua oară. Sacoșa, în care noi depozităm costumele utilizate după ce am intrat în contact cu pacienții cu suspecții. Inițial erau niște pungi roșii, speciale, care erau menite pentru a arunca costumele utilizate. Acum avem sacoșe de gunoi, culoare galben, nu doar la noi, la stațiune, mai sunt și în alte locuri. Așadar, totul este clar. Pe Dumbrăveanu nu mai credem, la fel ca și pe Dodon. Trecem la următorul subiect, și anume declarațiile lui Renato Usate, care spune că guvernarea favorizează unii agenți economici cu scopul de a se îmbogăți. Astfel, vizierile care pot fi procurate din România cu aproximativ 1 euro, ei le comandă cu 3 dolari din China. Costumele de protecție care pot fi procurate cu 13 dolari, ei le comandă cu aproximativ 600-700 de lei. Că atunci toată țara va afla semicostul, plus adaugul de 15% la fiecare poziție, nu contează, că e respirator, că e... Că acest vizier, conform price-ului, care este procurat, iată-l, vedeți? Acest vizier, în price-ul a fost verificat, reverificat ieri, acest vizier în China, de 55 de lei, costă 70 de cenți, dolari, nu euro cenți. Asta în banii noștri ar însemna 70 de cenți ar fi vreo 12-13 lei. Și se adaugă TVA 15%. Dacă agentul economic într-adevăr câștigă 15% la acest vizier, vă dați seama, 15% asta ar însemna că el trebuia să cumpească cu 10 cenți. Plus TVA
plus drum, se ridică la un dolar și să-i spunem 50 de cenți. Dar nu la 4 dolari cum s-au primit la dată. Eu doar prețurile din China le-am găsit la cele mai bune echipamente care există astăzi. Ca să înțelegeți, iată, la noi, Republica Moldova, până acum s-au vândut acest costum în care am fost și eu în focar. Spitalul Clinic Bălță îl procură la un agent economic din Republica Moldova cu 700 de lei. Cum ar fi? Ce ar însemna aproape 40 de dolari. În China, unul din cele mai bune costume de pe globul pământesc, care îl cumpără americani, nemți și alte state, costă 13 dolari. Din vorbele lui reiese că Dodon și compania deloc nu cedează în fața oligarhului Plahotniuc la capitolul îmbogățirii ilicită și corupție. Ei nu numai că au păstrat schemele create de ultimul, dar și le-au preluat azi pe timp de pandemie, folosindu-se de starea de urgență și problemele de care sunt ocupați cetățenii, această guvernare face business la greu. După aceste declarații, chiar a doua zi Ion Chicu a venit cu dezmințirea acelor declarate, cu o postare pe Facebook, unde scrie că cu 3 săptămâni în urmă, Centrul de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a încheiat un contract de achiziționare a 200.000 de viziere. Preventiv a fost plasat anunț pentru oferte. A participat o singură companie la concurs. Prețul vizierii lavabile, inclus în contract, 54 de lei. Achitarea după livrare. Apoi mai vine cu amenințare. Am înțeles că cineva vinde Rolls-Royce-ul ca să aducă viziere în țară cu un euro. Guvernul este gata să-i achite 54 de lei proprietarului caretei, dacă timp de 5 zile livrează cantitatea prevăzută în contractul de mai sus. Dacă nu le livrează, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate îl va acționa în instanță pentru calomnie, cel puțin. Adevărul doare, iar măștrii celor de la guvernare practic sunt date jos. Rămâne doar ca cineva să ia măsurile drastice în privința celor vinoveți, dacă aceasta este posibil. Cum și cine trebuie asta să o facă, scriți în comentarii, iar noi trecem la următorul subiect și ultimul de azi. Și anume, Curtea Constituțională a decis ca până la soluționarea în fond a cauzei să fie suspendată acțiunea legii numărul 56 din 2 aprilie 2020, privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență. Chicu a ieșit în fața camerelor de luat vederi și cu o față jalnică mai nu plângea a zis că din cauza unor deputați de la acum și șor, săracii cetățeni nu vor beneficia de ajutoare pe care guvernul le-a preconizat să le ofere, că aceste două partide au sesizat Curtea Constituțională, iar Curtea a suspendat executarea legii. Haideți mai bine să-l ascultăm. Stimați cetățeni, trebuie să vin cu o informație foarte neplăcută în ceea ce privește o decizie a Curții Constituționale a Republicii Moldova, adoptată cu câteva ore în urmă, despre suspendarea legii asupra căreia guvernul și-a asumat responsabilitatea. Adresarea la Curtea Constituțională a fost efectuată de către câțiva deputați ai blocului acum și câțiva deputați ai grupului Proșor. Prin această adresare și prin această suspendare, guvernul nu poate, nu are dreptul să achite 2.775 de lei ajutorul de șomaj. Mai departe, guvernul nu poate achita un venit lunar minim garantat, care a fost majorat de la 1107 la 1300. Guvernul nu poate achita pentru copii 975 de lei, sumă care a fost majorată de la 553 prin această lege, nu putem achita. Guvernul nu poate restitui agenților economici care plătesc salariul pe martie, nu poate restitui acele 42-45% din fondul de salariu, subvenția care a fost aprobată în proiectul de lege respectiv. Guvernul nu-i poate scuti pe patentare peste 8.000 de oameni care n-au putut lucra în piețe, nu-i poate scuti de plata respectivă, de aceea patentele lor se anulează în linii mari. Așa este legea. Nu poate guvernul, pentru că urmarea adresării acestor politicieni, legea este declarată, este suspendată.
Guvernul nu poate diminua cota TVA pentru Horeca de la 20. Uite așa, prieteni, a spus de parcă Țurcanu nu mai este socialist și nu mai este președintele Curții Constituționale. Pentru cine sunt aceste mesaje, Chicu și Dodon, este întrebarea noastră. Măi oameni, cetățenii nu mai sunt cei de altă dată. Azi avem internet, mergem peste hotare și facem cunoștință cu alte civilizații. Nu poți așa, într-un mod perfid, să ne minți cu bomboane ca pe niște copii. În primul rând, domnul Chicu, cu declarația sa a comis infaima de a manipula opinia publică în așa fel încât aceasta să creadă că prevederile privind ajutorarea populației și antreprenorilor pe timp de criză au fost suspendate din cauza sesizării depuse de deputatul din opoziție. Din vorbele lui Chicu reiese că o lege cu prevederile ei ilegale poate fi adoptată. Important este ca nimeni să nu sesizeze Curtea Constituțională. Nu înțeleg de ce el a făcut aceste declarații. În al doilea rând, stimați prieteni, vreau să vă zic că sesizarea a fost depusă de deputatul platformei DA, Dinu Plângău, și nu de câțiva deputați ai blocului acum și câțiva deputați ai grupului ProShor. Adresarea la Curtea Constituțională a fost efectuată de către câțiva deputați ai blocului acum și câțiva deputați ai grupului ProShor. Sesizarea a fost depusă în vederea abrogării a unor prevederi pe care și le-au asumat guvernul, și anume despre activitatea magazinelor duty free și cotele taxelor pentru extragerea resurselor naturale. Ce treabă are guvernul să modifice aceste legi și acte normative care nu au nicio tangență cu pandemia? A doua zi, după declarațiile făcute de Chicu, el iarăși a ieșit și ne-a zis că totul rămâne fără schimbări, că cetățenii vor primi aceste ajutoare și scutiri așa cum a fost preconizat. Noi nu putem să permitem ca politicienii irresponsabili să pună sub lovitură zeci și sute de mii de oameni. În aceste condiții, în cadrul Comisiei Situații Excepționale s-au discutat și decis următoarele. Stabilirea nivelului minim al ajutorului de șomaj în mărime de 2.775 de lei, așa cum era prevăzut în legea suspendată. Acordarea ajutorului de șomaj în sumă de 2.775 de lei pentru persoanele ce se înregistrează în calitate de șomeri, dar nu puteau beneficia până la aprobarea legii suspendată. Probabil că a luat vreo două la moacă de la șef și i-a venit mintea la cap, dar cred că pentru asta el ar trebui să-și dea demisia. În fine, prieteni, pandemia a developat toate calitățile negative a persoanelor de la guvernare. A arătat pe cât de capabili sunt să conducă și cât de pregătiți sunt ca specialiști. Dodon, dacă nu are unde pleca, căci el este de prins doar să călătorească, azi călătorește doar prin țară. Și bai o leacă președinte, bai o leacă medic, bai iese și ne declară despre unele calcule ca un contabil. Centru pentru achiziții publice centralizate în sănătate fac contract cu un agent economic care se angajează să importe echipamente medicale despre care Chicu scrie că dispar pe drum. Apoi Chicu ne spune că din cauza unor deputați care au sesizat Curtea Constituțională a fost suspendată legea numărul 56 privind instituirea unor măsuri de susținere cetățenilor. Apoi iese și ca și cum legea este suspendată, dar guvernul va face tot ce a promis în privința ajutorării populației. Chiar nu îi înțeleg. Ei ce, sunt în stres? Însă noi, prieteni, trebuie să păstrăm sănătatea. Haideți până când să nu ne legăm cu proștii. Stați acasă, păziți-vă, iar când va veni timpul, vom ieși cu toții și vom cere socoteală și pentru o leacă medic, și pentru o leacă președinte, o leacă contabil și pentru dezinformarea pe care o fac și pentru tot. Dacă v-a plăcut, puneți un like și distribuiți. Ce nu v-a plăcut, scrieți în comentarii. Dați-vă cu părerea, căci pentru asta și este creat acest canal. Important, ca să fiți la curent când apar noile filme, apăsați clopoțelul. La revedere!